Când jucai, care au fost fundașii care ți-au produs cele mai mari neplăceri, să zic așa? Cele mai mari neplăceri? Mi-au rămas în minte și mi-au marcat la cariera Nesta cu Canavaro la cel 2-0 în Ghencea, în care eram tânăr, eram pe val, în care n-am avut nicio șansă. Adică se completau așa de bine și Nesta și Canavaro, încât... Bine, acum nu te supăra, și super fotbaliști amândoi. Într-adevăr, super fotbalist, dar eu eram foarte nervos că nu puteam să trec o dată de... Cum treceam de unul, venea celălalt. Vrei să rup norii? Da. Și... mă uitam la Canavaro, chiar discutam cu colegii mei la acea vreme și dați mingele sus că ăsta micul nu o să-mi ia nicio minge. De unde? Era cu un cap mai mult decât mine și mă uitam la picioarele lui dacă are arcuri. Avea o detentă impresionantă la Canavaro. Nu degeaba a luat balanul de aur și nu degeaba a fost cel mai bun jucător de la Mondiale și așa mai departe. Auzi, Marius, dar din campionatul nostru? Din campionatul nostru am o memorie și cu spatele vânăt de la Dumnezeu să-l ierte Didi Prodan. Meciurile contra lui erau un chin pentru mine. Deci, pentru... practic, Dinamo Steaua. Da. Dinamo Steaua și l-am mai prins pe la Rocar atunci, în acea vreme, mai a jucat Didi, dar după meciurile cu el aveam atâtea vânătăi pe spate încât vă avea impresia că am fost la poliție și m-am bătut că cu butele. Bătut, da. Cu... da. Cu Hâldan ai jucat cu Hâldan, da, în echipă. Și am fost chiar prieteni foarte buni. Da. Era un tip aparte. Era... din cauza lui, de exemplu, am câștigat un meci. Vă dau un exemplu. Eram conduși la pauză 2-0. De o echipă, cred că Galați, atunci la acea vreme, în care a venit Cătălin și Dumnezeu să-l ierte și a zis în felul următor: bă, dacă tot ne batăm, suntem un Ștefan cel Mare, suntem un groap, măcar ai de să începem să îi batem, neortodox vorbind, să-i luăm. E, în momentul când am început să băgăm piciorul, am început să îi lovim pe cei de la Galați, am întors rezultatul la 3-2. Da, era... avea acest spirit, avea acest... care exact. Să dea exemplu. Era omul de exemplu, adică chiar punea suflet.